Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Taur, o etalare generală. Voi deja mai aveți una în care am vorbit despre cuplu, voi singuri și voi în relații cu alte zodii. Evident că mesajele fiind atât de scurte rezonează mai mult sau mai puțin. Este o etalare colectivă și aceasta și cealaltă, toate sunt colective. Încercați să vă găsiți mesajele care sunt pentru voi în multitudinea de scenarii pe care le prezint. Din seria mesajelor de la Înger, dragii mei, ați primit be supportive, fiți de ajutor, faceți un gest sincer care să arate că vă pasă. Este foarte important că de multe ori degeaba simțim, trebuie să și acționăm. Dar faceți un gest care arată că vă pasă. 45. 45 înseamnă 9. Asta vă crește spiritual. Faptul că aveți curajul, uneori chiar curajul, este nevoie de mult curaj să facem aceste gesturi, pentru că toată lumea, sau nu toată lumea, bine, majoritatea, dar toți trecem, am zis bine, toată lumea avem momente de dubiu, de neîncredere, poate și de orgoliu și de mândrie. Sunt multe vibrații, să zicem, mai puțin înalte, nu neapărat joase, mai puțin înalte, care ne țin departe de aceste gesturi frumoase, de ajutor, de atenție pentru apropiatul nostru. Acum că acest apropiat este persoana dragă, poate să fie oricine, fiți de ajutor. Pentru că la un moment dat și voi veți avea nevoie de ajutor. La capătul setului de cărți, interesant, aveți Union of Hearts, Uniunea Inimilor. O carte foarte puternică, 28, 2, două persoane se transformă, 8, împreună, da? Într-unul. Reușesc să... Sunt acei doi oameni potriviți unul pentru celălalt, reușesc să fuzioneze într-un singur concept, într-o singură misiune, într-un singur suflet. Frumos! O conexiune de dragoste există între voi și cineva, un gen de conexiune care este mai presus de orice explicație rațională. Iar simple acte de amabilitate. Aceste lucruri pe care le faceți în viața de zi cu zi, repet, nu musai cu persoana dragă, deși este foarte posibil să fie și cu persoana dragă, cu oricine, vă ridică în vibrație și vă aduce mai aproape sufletul pereche, flacăra geamănă, deși acolo e greu. În fine, din seria cealaltă de cărți ați primit, în primul rând, Mama se roagă. Aveți primit niște cărți foarte frumoase și apoi ați primit frumusețea și grația ei. Toate cărți superbe. 15, 5 și cu 1, 6. Rugați-vă zi de zi, casa înseamnă casa 6 a ritualurilor zilnice, cotidiene. Rugați-vă zi de zi la Mama Divină, la Fecioara Maria, la energia feminină divină. Există... Simt, pentru că eu așa citesc această carte, grația ei, există un personaj feminin sau nu musai feminin care și-a lucrat latura feminină intens și de mult timp, a evoluat pe această zonă a grației, a întrajutorării, da, parcă face același gest, da, de ajutor despre care am vorbit. Este acest personaj care ori vă inspiră pe unii dintre voi, ori este flacăra voastră geamănă, sufletul vostru geamăn, care vă atrage într-o altă vibrație. Voi, unii dintre voi, că sunteți guvernați de Venus, ăsta e adevărul, unii, nu toată lumea, să nu vă supărați, dar unii, așa sunteți și știm toți că taurii, bărbați, femei, au tendința să se... E varianta negativă a lui Venus, să se concentreze prea mult pe frumusețea exterioară. Dragii mei, lucrați-vă și frumusețea interioară și rugați-vă. Acest personaj este mai matur decât voi dintr-un punct de vedere. Manifestă o altfel de grație și de frumusețe. Dacă aici este Venus, aici este octava superioară a lui Venus, ori varianta superioară, ori Neptun, dragostea necondiționată, conexiunea cu spiritualitatea, cu divinitatea din noi, da? Toate cărțile sunt superbe, după cum vedeți. Eu așa simt că aici sunteți voi, frumoși, oarecum melancolici, uneori aveți momente, pentru că, deși vă bucurați de viață, vă bucurați de momentele voastre frumoase, trebuie să învățați Că, ia uite, dar aveți într-adevăr pe cineva care vă, în jurul vostru care vă inspiră, femeia de lumină și iar o altă femeie care iubește tot ceea ce este. Și aici trebuie să învățați voi. Repet, va atrage cineva. Va atrage cineva în această vibrație și ar fi minunat. Ia uitați, parcă este un laser de lumină care vă fură dintr-o zonă oarecum prea pământeană, pentru că na, sunteți semne de pământ și tendința oricărui semn de pământ, și nu doar a voastră, dar și a celorlalți, este să ne bucurăm de viață, de frumusețe, de senzualitate, dar bucurându-ne prea mult uităm de creșterea noastră. Pentru unii, pentru unii. Rugați-vă. Rugați-vă la Mama Divină, la Fecioara Maria, la orice feminină, energie feminină superioară. Rugați-vă pentru că aveți un turn. Un turn invers. Ori sunteți pe cale să vă separați de cineva, deși am mai văzut turnul la voi în etalare, ori trebuie să reconstruiți. Dacă turnul acesta s-a întâmplat, acum trebuie să-l reconstruiți. Evident că variază. Puteți să-l reconstruiți singuri sau în relație cu alt personaj. Dacă vreți ceva special, țineți minte tot ce am spus ca să vă atrageți în această reconstrucție personală, să vă atrageți persoana divină. Ori trebuie să reconstruiți cu persoana de care v-ați despărțit. Evident, variază. La capătul setului de cărți aveți Regina de Spade, semn de aer, mai mult sau mai puțin, este și o avocată, sunt niște chestiuni legale, să zicem, pentru unii. În mod special, semn de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. În continuare, unul dintre voi își dorește foarte mult să discutați clar despre ceva ce s-a întâmplat. Unul dintre voi, nu zic care din... Pentru că trebuie să vă găsiți, evident, variază, trebuie să vă găsiți poziția și cu sinceritate, nu să acuzați pe celălalt, cu sinceritate, da? Unul dintre voi are farmec, e bătăios, e îndrăzneț și atrage publicul prin frumusețea aceasta. Taurii știm că atrag publicul prin frumusețe, da? Și la un moment dat, de-aia am zis... Cei care au aceste calități fizice au tendința să devină oarecum egoiști, da? Oarecum egoiști și pe asta e și cartea egoistului. Sunt multe interpretări. Unul dintre voi, nu zic musai că voi, unul, da? A fost ancorat foarte mult în această variantă negativă a lui Venus. A vrut să atragă atenția, știind că e frumos, că toată lumea o place și uite așa, are opțiuni, a avut opțiuni și dintre opțiunile acestea s-a orientat la un dat către cineva, la fel de frumos Venus, cu reușite, cu succes, dar se pare că doamna respectivă, doamna sau domnul, nu i-a acordat atenția pe care ar fi anticipat-o, ar fi sperat-o. Ați fost într-un cuplu divin, că mai sunteți, că vă separați, iar semn de aer. Unul mai expresiv, altul mai puțin expresiv. Unul vorbește uneori fără să se controleze, celălalt vorbește rar și la obiect. Însă, din acest cuplu s-a întâmplat, da, a fost un moment de egoism din partea unuia dintre voi. Din partea unuia dintre voi. A fost nevoia de aventură. Cineva, am zis, a vrut să atragă atenția și a vrut să exploreze în alte zone. Și a mers către zero, către un risc cu cineva, dar acest zero a adus lacrimi. Acum este nevoie de adevăr. Că sunteți voi aici semn de pământ, că e alt semn de pământ, că poate să fie și apă și foc, iar variază. Simțul valorii trebuie recâștigat. E o luptă interioară în acest moment, pentru că am zis că s-a produs o separare din cauza unei situații pe care am descris-o, da? Trebuie să vă regăsiți adevărul, principiile, victoriile. Pe asta se bazează, de fapt, pe adevăr, altfel nu-i victorie. Altfel este o manipulare, dacă nu este bazată, da? Câștigul, dacă nu e bazat pe adevăr, este manipulare. O fi un mesaj pentru cineva. Încerc să împrăști ultimele cărți pe care le-am citit, ca să fiu sigură că sunt amestecate corect. Ok. Așa fac eu. Și o să trec imediat la crucea celtică. Au fost secrete, că a apărut și luna, da? Niște secrete. Hai să vedem cum revin, dacă revin aceste mesaje despre care tocmai am vorbit, într-o formă sau alta măcar. Până acum să zicem că au venit. Da, aveți nevoie de adevăr și în primul rând de rugăciune. Rugați-vă. 15, 17, 58, dacă asta vă spune ceva. Am zis 5 și cu 1, 6, 17, 8, transformare prin tot așa spiritualitate, dar într-un mod grațios, fără bruscheța specifică casei a 8-a. Ia uite. Cineva vrea să se elibereze emoțional de ceva ce nu a fost satisfăcător, vrea să meargă către 9 de cupe, creștere spirituală și împlinirea dorințelor. Tauraș, ia uite-ți cum ați apărut, da? Marele preot, ați apărut, e bine, înseamnă că m-am conectat la voi. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Taur, octombrie 2020. Central. Regele de cupe, ha, interesant, frumos. Provocarea 9 de spade, 7 de monede, nebunul, 4 de cupe, 10 de cupe. Ia uite, iar a apărut 6 de bâte. Îndrăgostiții, 6 de bâte, 3 de bâte și puterea. Și taurul. Bine. Asta e cea mai simplă explicație la o carte atât de complexă. Ceea ce nu-mi place mie să mă fixez, dar asta e, o zi că vouă vă place. Dar, cum am zis mai devreme, rugați-vă, și aici îmi place când deja schimbăm perspectiva, rugați-vă, dragii mei, cineva vă inspiră, că e femeie, că e bărbat, acest preot e conectat la o energie feminină. Pentru că energia feminină ține de receptivitate, de spiritualitate. Da. O să ajungem și acolo, dar la capătul setului de cărți ce aveți? 3 de monede, 8 de monede, valetul de spade, steaua, roata norocului, regina de cupe, și împăratul. Wow! Unii dintre voi v-ați conectat, aici apare împăratul, tot aur, varianta lui încăpățânată și obsedantă și obsesivă și adictivă și codependentă, împăratul cu diavolul. Cum am zis mai devreme, concentrat pe varianta negativă a lui Venus. Venus care vrea bani, vrea frumusețe, vrea atenție, da? Fiecare planetă are și varianta pozitivă și negativă, da? Sunteți, ați fost v-ați conectat la un suflet pereche cu care v-ați simțit ca acasă, v-ați simțit copii, v-ați simțit foarte confortabil din punct de vedere emoțional și totuși apare turnul, v-ați separat. V-ați separat. Unul avea multe responsabilități. Bănuiesc că voi, că îi apare 4 de monede, semnul taurului pentru mine. Ați fost implicați ori într-un job cu multe responsabilități, ori într-o căsnicie sau relație de lungă durată, da? Ei, și s-a produs această ruptură. Și în această ruptură v-a atras atenția acest personaj, dar acum nu comunicați cu acest personaj. Aveți multă dragoste, emoții. Posibil pentru unii să fie personaj semn de apă, pești, rac, scorpion. Însă, lucrurile, energia, a fost o întâlnire karmică, evident, și cu roata norocului și cu diavolul, și cu 6 de cupe, e o chestiune care ține de karmă, de suflete perechi, de întâlniri din alte vieți, da? Dar ideea e că s-a schimbat energia, s-a produs acea separare între voi, tocmai pentru că unul dintre voi era implicat, cel puțin unul, într-o altă direcție. Și apare acest, pentru unii, să zicem, vărsător, că știu că sunteți unii care vorbiți cu vărsător, clar, deși nu-mi place să explic steaua doar ca și varianta vărsătorului, pentru că sunt vărsători, variante negative și variante pozitive. Da, apare acest vărsător care încearcă să muncească și să colaboreze cu voi. Pentru alții a fost un triunghi amoros la locul de muncă, 3 de monede și 8 de monede. Și acest triunghi amoros, cât a durat el, produce o alchimie în viața cuiva. Unul dintre voi, dacă cel care a fost implicat, vedeți și voi, în acest triunghi amoros, învață, că valetul de spade învață, comunică, da? Învață să se transforme, că și 8 de monede și steaua se transformă. Învață, a învățat în acest triunghi și nu cred că a fost o chestie, bine, pentru unii posibil. Învață să se transforme într-o nouă variantă a sa, mai bună. Încearcă să schimbe energiile și descoperă într-un fel sau altul emoții puternice față de cineva, foarte puternice, foarte intoxicant de puternice, cu regina de cupe și diavolul și 10 de cupe și regele de cupe, intoxicant de puternice și totuși se controlează, nu vrea să arate, arată doar foarte puțin și din cauza asta se produce o separare. Da, pentru că nu este încăpânțânat. Și apare acest moment în care trebuie să alegeți. Ce faceți? Alegeți o nouă perspectivă asupra vieții? Alegeți eliberarea? Sau ce faceți? Ochidochi, destul pentru zona aceasta. Alții nu citesc decât o singură carte. În fine. Central, regele de cupe. Că aveți o dragoste foarte profundă pentru cineva, că este cineva în semn cu marcaj, nu zic însă e semn, marcaj în semn de apă. Sau aveți o sinastrie între luna voastră și luna lor, sau case de apă, aveți o sinastrie puternică, simțiți foarte puternic pentru cineva. Foarte puternic și arătați foarte puțin. E bine dacă vă echilibrați emoțional. Dar, repet, am senzația că pentru unii poate să fie acest personaj care vă inspiră la o altfel de dragoste. Simt că acest personaj, pentru că pentru mine regele de cupe, afară de faptul că reprezintă energia unei iubiri adevărate, reprezintă și un consilier psihologic, un consilier spiritual. Înseamnă foarte multe pentru mine. Acest personaj la care visați, visați acum, pentru că sunteți îndrăgostiți și trebuie să alegeți între acest personaj și personajul cu care ați trăit până acum, eventual. Da? E alegere importantă, dragoste, Gemenii. Îndrăgostiții, da? În această perioadă visați, încă sunteți euforici. Poate că și ei visează, foarte posibil și ei visează la voi. Că doar au apărut în etalarea voastră. Marcaș puternic de apă. Așa zic, ca să nu mai dau zodii musai. Între timp, blocajul este ori un semn, ori cineva, partenerul vostru vechi își face griji, ori voi vă faceți griji, evident că variază scenariul, ori voi vă faceți griji în legătură cu această stare de euforie, pentru că nu înțelegeți, vreți să o controlați, cum am zis mai devreme, cumpăratul, vreți să o controlați. Și v-ați dori să comunicați, există un blocaj în comunicare și în călătoria, în apropierea voastră, mai bine zis, sau în împlinirea unor speranțe, pentru că trebuie de... Da. În împlinirea unor speranțe, aici cineva speră, ori ei, ori voi, unul dintre voi, sperați că se va împlini această poveste. Dar deocamdată aveți parte de prea multe griji, mare grijă să nu vă scădeți în vibrație. În trecut aveți 7 de monede, ați așteptat, ați încercat să investiți 7, pentru mine mai nou înseamnă casa a 7 a relațiilor cu partenerii voștri. Au fost relații, ok, dar s-a ajuns la un punct în care trebuie să vă analizați reușitele din vechile relații, din vechea relație și să vă gândiți, pentru că sunteți un pic cam obosiți, a intervenit rutina în această relație sau în acele relații sau pur și simplu în viața voastră a intervenit rutina și trebuie să alegeți, am zis. Aici e sfatul, să alegeți. Și aici vă gândiți și la partea practică, nu e vorba doar de alegeri emoționale, trebuie să vă gândiți în ce veți investi. În noua iubire, în vechea iubire, în voi, sunt multe variante, da? În ultima vreme, nebunul, cineva a avut un act de nebunie, a riscat undeva, în afară, cum am zis și mai devreme cu turnul și cu alte cărți care au apărut. ați avut această extrem de mare credință că dacă vă duceți înspre cineva, eu știu ce realizați. Eventual, pentru unii, vă doriți, după ce vă analizați sau v-ați analizat corect și sincer relațiile anterioare, vă doriți un nou început într-o nouă direcție. Vreți să creșteți pentru că e deja o arcană, nu mai sunt cărți minore, e o arcană. E prima arcană majoră și atunci este o dorință imensă de a vă conecta la spiritualitate, la credință și de a merge pe o nouă cărare. Acum că a fost doar un risc, cartea înseamnă foarte mult, sau, v-am zis, acest risc, acest triunghi, ce fi fost, sau colaborare la locul de muncă în care undeva cineva v-a inspirat la altceva, lucru cu care nu v-ați obișnuit. Iar văd, ca de obicei în această carte, artă, alchimie, transformare, meșteșug, poate învățați niște tehnici noi, vă îmbogățiți, care e cuvântul? Skills, îndemânările, da? În viitor aveți 4 de cupe, dar haideți să vedem. 4 de cupe ce ar putea să fie? Ori cineva e supărat pe voi din cauza acestui triunghi amoros pentru unii, da? 3 de cupe. Ori cineva, ia să dau un pic de blitz. Ori ei sunt supărați pe voi, ori voi sunteți supărați că nu puteți să vă bucurați de această oportunitate, o oportunitate imensă în preajma voastră. Dar, din niște motive, mai ales dacă sunteți căsătoriți sau sunteți într-o relație de lungă durată, nu vă puteți bucura de această opțiune. Evident că împăratul și încăpățânat, am zis împăratul, hai să rămână împăratul. Împăratul și încăpățânat are regulile lui ca și marele preot. Aici asemănarea dintre marele preot și împărat. Amândoi au regulile lor. Însă unul este mai pe business, e dominator în această zonă materială, celălalt e dominator într-o zonă spirituală, ceea ce nu-i bine, iar. Exterior aveți 6 de bâte. 6 de bâte. Dar în acest set de cărți, 6 de bâte iese. Ieșirea cuiva din zona voastră de interes către o altă zonă a lor de interes s-ar putea să vă influențeze și afecteze. Asta pentru unii. Pentru alții, iar e un personaj care inspiră, există și varianta bună a acestei cărți. Personaj care inspiră, care atrage atenția publicului. Avem aici public, avem, așa văd mai nou, 10 de cupe public, petreceri, stări euforice. Cineva atrage atenția și v-ați dori foarte mult să fiți în preajma lor și să colaborați. Să colaborați pentru unii. Dar, repet, această carte și inspiră. Cineva eventual vă inspiră să ieșiți din această stare de plictiseală zilnică în relațiile pe care le aveți. Probabil că de-aia ați vrut să riscați, de-aia sunteți unii dintre voi mai euforici. O să clarific. Eventual. De ce vă este frică de 3 de bâte? Că nu vin oportunitățile, speranțele pe care le-ați văzut cândva în zare, nu vin înspre voi. Nu puteți călători, mai ales dacă sunt restricții. Nu puteți călători înspre ei. Nu puteți comunica, eventual. Ce vă doriți? Puterea. Știți că trebuie să vă abțineți în această poveste. Să vă abțineți și să vă controlați ego-ul, pentru că cu acest rege de cupe și 10 de cupe, teoretic ar trebui să învățați această creștere spirituală. Am zis că finalul acestei luni va fi Marele Preot, sau va fi Marele Preot. Învățați să vă conectați la spiritualitate mai mult decât de obicei, să învățați corect principiile de viață pe care trebuie să le trăiți și din punct de vedere religios, nu doar material, cum face împăratul, că tot l-am confundat cu împăratul. Vă rugați mai mult, cum am zis mai devreme, Și dacă sunteți căsătoriți, ia să vedem ce se mai întâmplă. Doi de spade, blocați ceva, nu comunicați, nu comunicați. Trebuie să alegeți. Ah, da, am înțeles. Deci, pentru că înseamnă multe cărți o carte, multe lucruri o carte. În final veți fi puși într-o situație în care trebuie să alegeți între acest personaj de apă care apare ca și cavaler de cupe, iar cavaler, da, o persoană poetică, visătoare, da, cum am zis, care vă inspiră, are o grație specială, am zis la început, vă inspiră la altceva, la vindecare sufletească, vindecarea traumelor din copilărie. Vă doriți, într-adevăr, o relație specială cu ei, vreți să aveți creștere, dar știți că pentru această creștere trebuie să vă zbateți 5 de băte. Trebuie să vă luptați, pentru că acest personaj atrage atenția. Și trebuie să alegeți între această legătură pe care o aveți aici, probabil chiar de 7 ani pentru unii, stabilă, nu zice nimeni, poate tradițională, sau căsnicie, sau ce-o fi, dar ca, în care unii dintre voi, unii, nu toată lumea, ați intrat în rutină. Eventual, dacă e vorba de transformarea relației voastre, hai să mergem și așa, să vă dau și șansa asta, să vă transformați, trebuie să alegeți un alt fel de a comunica. Un alt fel de a comunica cu partenerul vostru. Trebuie să învățați să fiți mai jucăuși, 3 de băte îl văd acum foarte creativ și să vă zbateți un pic pentru această abundență, pentru această variantă superioară a lui Venus despre care am vorbit, generoasă, care susține. Împărăteasa susține pe cei care au nevoie de ea. Este Venus, da? Grația ei. Frumusețe, da, este și frumusețe, dar are și grație, are și înțelepciune, are o coroană, da? Da, 9 de cupe. Că sunteți voi cu un semn de apă pentru unii știu. Știu că unii visează la așa ceva. Alții, vreți să vă împliniți această dorință de a avea abundență în preajma cuiva care vă umple sufletul. Și vreți să mergeți. Când o fi asta, iar rămâne de văzut. Că sunt cărți care ar trebui să se întindă înspre noiembrie. Hai totuși să clarific. Așa, să clarific, am mai clarificat în ultima vreme una alta. 6 de bâte. 6 de bâte. Ce cu 6 de bâte? 6 de bâte. Clarificăm 6 de bâte pentru tăurași și tăurițe. Ia uite. Trebuie să vă zbateți. Pentru că acest personaj are multă lume în preajmă și aici reprezintă concurența. Dacă vreți să aveți victorie cu acest personaj, care vă așteaptă, într-un fel sau nu vă așteaptă, e dispus. Ar fi dispus dacă ați ști să luptați pentru ei. Eventual aveți voi un conflict interior cu această influență. Ia uite unde s-a oprit, la roata norocului și la regina de cupe și, ia uite, aceeași variantă. Rămâne să vă gândiți dacă vă luptați, pentru că împăratul nu prea se luptă, are alte tactici, așteaptă ca ceilalți să vină la el, este o energie fixă. Se extinde mai mult pe partea de business, când e în relație și impune regulile, da? Și totuși ar vrea să colaboreze, 3, da? Ar vrea. Dar rămâne de văzut acest diavol, ce va manifesta în această situație, în această influență exterioară. Manifestă ego-ul, manifestă obsesia pentru cineva, dependența. Eventual, pentru unii mai dau un mesaj. Cineva cu care ați avut acest conflict sau atrage atenția, nu mai repet ce am zis, da? Această influență exterioară, am zis că iese din peisajul vostru. Nu contează ce zodie, trebuie să vă găsiți voi personajul despre care vorbesc. Foarte multă lume s-a și luptat. Interesant, de-am zis că dacă este în public, personajul acesta s-a luptat. 5 de bâte, s-a luptat pentru victoria sa, are victorii. Și De-aia am zis că vă inspiră într-un fel sau altul. Să luptați pentru victorile voastre. Pentru că taurii uneori devin foarte comozi, ăsta e adevărul, foarte comozi. Iar varianta negativă a lui Venus. Sunt și tauri ambițioși, dar sunt și tauri foarte comozi. Și aici este motivul de inspirație. Dacă vreți să aveți dragoste adevărată, fericire, trebuie să luptați, măi, ca să aveți un succes. Și aici este schimbarea de energie. Pentru unii, personajul care îl aveți în suflet, foarte posibil, să schimbe interesul, schimbă energia către altcineva. Dacă voi nu sunteți aici împărați, în ce sens? Oameni stabili. Pentru că sunt tauri stabili și tauri instabili. Dacă voi nu sunteți aici, oameni stabili, protectori, fi suportiv, da? Be suportiv, da? Înțelepți. Foarte posibil acest semn de apă să-și caute, să-și schimbe interesul, energia într-o altă direcție. Berbec, Capricorn, că avem a treia zodie de pământ, avem Capricornul aici, avem și Berbecul. Și nu contează ce zodie ar fi, că ar putea să fie orice altă zodie, da? Poate are o inimă, împăratul acesta are o inimă plină de apă, da? Adică în semn de apă. Iar asta e o altă variantă. Și aici este nevoia unora dintre voi. Da, cineva vrea obsedant un nou început, asul de spade și de cupe. Un nou început. Repet. Dacă nu puteți alege, rămâne de văzut dacă veți alege ce trebuie, luptă și demonstrații și stabilitate. Dacă nu puteți alege pentru acest personaj l-am dat, va pleca într-o altă direcție. Dar, bine, asta așa, la un moment dat în viitor, v-am zis ca să știți. Așa văd. Clarificăm 4 de cupe în viitor. Pentru tăurași și tăurițe. Ia uite, regina de monede. Am zis semnul Capricornului pentru unii. Pentru unii poate soția voastră să fie supărată. Pentru alții poate să fie semnul de apă, oarecum supărat, că nu este apreciată valoarea și statutul de regină, adică de om de valoare, om care a muncit, da, s-a zbătut pentru ceea ce are. Este nevoie de vindecare într-o situație în care v-ați lăsat unul pe celălalt în frig, în ceață. Vreți să începeți? Ia uite, cineva un nou capitol, regina de spade. Vrea să echilibreze, vrea să se facă justiție divină între voi. Sau poate vrea să se căsătorească? Rămâne de ales. Rămâne de ales. Ce-ar mai fi să clarific? Nebunul. Hai să clarific. 3 de spade. O nebunie care a adus rană sufletească cuiva. Ia uite și 2 de spade. Mai dăm o carte. Poate un semn de aer suferă sau voi suferiți din cauza unui semn de aer, iar poate să varieze. Ia uite. Da, unul a încercat să-și umple paharele în preajma cuiva. Foarte special. Și celălalt suferă. Da. Hai să vedem totuși marele preot. Uite, marele preot vrea un nou început. Vrea un nou început, simte multă pasiune, vrea să se împace cu cineva, văd și marea preoteasă, în secret, ho-ho, Marea Preoteasă nu prea vrea să vorbească. L-a blocat? Posibil. În secret. Da. Există nevoia de o discuție în care să vă puneți sufletul pe masă. Să fiți deschiși, vulnerabili emoțional, dacă vreți să mergeți mai departe. Posibil să fie acest semn de apă, pești, drac, scorpion pentru unii. Eventual, voi încerca să blocați un semn de aer care este mai gelos, iar există și varianta asta. Voi aveți multe opțiuni și încercați să mergeți către, iaute, satisfacțiile voastre, 9 de cupe și către alchimie. Alchimia voastră personală. Mai, sper că v-a plăcut în principiu. În principiu, sper că v-a plăcut și vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă iubesc și pe voi, pe toți vă iubesc și dacă vă place, manifestați-vă. Vă pup, ceau, ceau, pa!